și vă mulțumesc că ați acceptat invitația Festivalului Internațional de Teatru. Eu mă bucur că m-au făcut în ultima vreme bufon, actor. Uite, aici mi-e locul, aici vin. N-am cerut să slujesc în nicio catedrală. N-am conferențat niciodată în niciun spațiu sacrosanct. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru că prin prezența dumneavoastră într-un fel sau altul uniți Ateneul cu Biserica. Știți? Adică dați fiecare ce se poate da și mai cu seamă în vremuri din acestea nu tocmai plăcute pentru Biserică. Stați alături celor care într-un fel sau altul reprezintă doar Biserica cu păcatele și prostiile lor, că de-aia suntem oameni. Am ales tema aceasta gândindu-mă la tinerii care au fost anul trecut pe scenă și care m-au însoțit așa ca iconologie în tot anul care a trecut, în anii care au trecut de atunci, că sunt deja ani, în care atunci când spuneau că tinerii nu stau alături de biserică, pe mine mă bufnea râsul, pentru că mi-aduceam aminte de copiii care au stat de tinerii care au stat la Fălticeni, de tinerii din sările de la Bacău, de la Iași, de la Cluj, de la Timișoara, de la... Ei nu sunt în biserica aia pe care o privesc gold corporațiile din televiziune și din media, dar pe bune sunt în, alături de biserică. Azi de dimineață citeam niște otrăvuri pe Facebook, care este principala sursă de venit a multora și de plecat, e drept. Și am constatat cât de oligofrenici încearcă să ne reprezinte cei care, într-un fel sau altul, lovesc în biserică și în Coaliția pentru Familie, că văd că am avut două ținte. Și maică m-a luat rușinea, pentru că suntem îndată după praznicul unei mame, care este prăznuită de fiul său fiindu-i luat trupul la cer, adică semn de mare probitate sufletească către mama lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu însuși acceptă că mama lui e importantă. Și a unui tată care și-a dat copiii la moarte de dragul ca noi să ne mai dăm copiii la moarte. Adică totuși, până la urmă, de nu-mi bunea brâncoveanu ca un voievod creștin, probabil că acum vorbeam în găgăuză, că văd că își caută origini, când în Turcia, cât în Grecia. Iar dincolo de toate, mă întorc după o baie de iconografie din Muzeul Maestrului Irimescu, unde predominantă este mama. De aceea, seara de astăzi, dacă vreți, este despre tineri și mamă, pentru că biserica este mamă. Este despre tinerețea aceasta fără sfârșit a bisericii, în care, îmi pare rău să o spun, dar o spun cu maxim de seriozitate și de cordialitate. Numai cine nu are biserica de mamă nu înțelege că ea e mama noastră. Aia care au mame în tot felul de scursuri și canale de televiziuni și de asociații, organizații, ei au o problemă acolo, vor rămâne tot timpul parcați cu fața la perete și nu vor vedea icoanele. Dar noi ăștia care suntem așa mai infanteriști, nu avem ce face, nouă chiar ne este mamă biserica. M-am întrebat ce să spun despre tine și mi-aduc aminte că am făcut o năzbâtie la Tașca sâmbătă seara, am scos o propoziție nu foarte duhovnicească și am spus, m-au întrebat ce părere am despre tinerii zilei de astăzi, am zis că și așteaptă adulții care, normal, toți adulții din România sunt normali, numai că nu s-au născut încă. Știți, adică ce se cere unui tineret când oamenii maturi ai țării sunt într-o degringoladă totală? Când suntem vitupirați și ne lovim unii pe alții în cuvinte, ne rănim, ne jignim. M-am uitat zilele acestea în ce mod poate fi privit un adevăr în mii de sensuri, cum pot fi răstărmăcite toate. Și mi-am adus aminte că, până la urmă, tânăr în biserică înseamnă tânăr care reușești să te naști în biserica din care faci parte. Nu la modul născutului aceluia când te naști din pântecele Maicii tale, ci la modul nașterii acelea spirituale, duhovnicești, puternice, care în mod cert naște în om posibilitatea mântuirii. Cel mai important lucru pe care îl primește un tânăr în biserică este această viziune asupra mântuirii. Tot vin pe la mine mămici foarte stresate că copiilor nu mai merg la biserică. Și am zis, Doamne, să vă spun cinstit, nici eu n-aș merge. La dumneavoastră acolo în parohie, unde popa-i hâd și cântă cântărețul ca trompeta, nici eu nu mă duc. Să uita, beata fericită, să stai nebun la cap. Da, sunt nebun în ceea ce privește exigența propunerii bisericii tinerilor. Ce ne spun tinerii în festivaluri ca acesta, cel de la Râșnov, unde am fost împreună, în altele, e că refuză să fie mobilă. Chiar le place să stea pe scenă, chiar se vor actori, chiar vor să fie dinamici, chiar vor un management duhovnicesc, dacă vreți, a lucrurilor pentru care trăiesc. Ei sunt dispuși să moară pentru noi, dar nu oricum și nu în orice condiții. Aici este drama lumii de acum, că în biserică nu mai reușim să-i motivăm suficient de mult pe copii, pe tineri, să se simtă ai bisericii.
Am slujit ieri o cununie într-un sat de pe Valea Dămbucului de acolo și m-am uitat cum se uitau părinții când au constatat, am aranjat la Isaia de Înțuiește, am pus unui ficior, nu prea avea mușchi, dar s-a descurcat brici. I-am pus Evanghelia în mână și credeți-mă, preoții știm ce zicem când spunem cu evanghelialul ăla, chiar îți trebuie un pic de fitness. Am pus lumânările în mânuțele fetițelor, am mai pus o carte, încă o cruce, rămăsese, mi-am dat crucea și i-am dat-o unui puș să o poarte. Și copiii au jucat înaintea noastră, Isaia de Înțuiește. Asta e sensul bisericii. Noi nu trăim secmențial, fragmentar, rupți unii de ceilalți. Ori suntem toți la oaltă, ori niciunul dintre noi nu avem ce căuta în biserică. Aud foarte des în ultima vreme câte exigențe avem pentru copii în biserică. Să nu sughită, să nu-și bage dești un nas, să nu mănânce, să nu respire. Dacă am putea să facem aici, copiii nu respiră, ar fi cele mai duhovnicești biserici din lume. Or, sensul prezenței copilor în biserică este să ne învețe că a fi cu Hristos înseamnă a te așeza în normalitatea dintre copil și mama lui. În lucrul acela în care nici unul nu se rușinează de altul. O mamă nu se rușinează de copilul său că îl iubește, iar un copil nu se rușinează de mama sa când o iubește, pentru că între ei se creează altfel de relație decât una disciplinară, socială. L-am ascultat pe unul dintre scriitori, era mare scriitor ai limbii române moderne, desfințând familia și obligându-ne să ne întoarcem în 1931, să vedem ce înseamnă mișcarea hippie, să vedem ce înseamnă cutare și cutare. E drept că acolo s-au manifestat niște libertăți care sigur că astăzi ne costă. Dar oamenii aceia n-au născut alți oameni, că dacă te iei Gheorghe cu Gheorghe, nu prea iese. Încă n-au inventat, n-au mers chiar până acolo. Iar un psiholog tânăr susține ideea că nici nu mai există familie tradițională, adică să fim serioși. Negarea aceasta a realității înseamnă, de fapt, psihoză națională. Avem de-a face cu o chestiune de psihiatrie etică. Dacă vreți, suntem în plină paranormalitate, că se practică termenul, suntem în afara normalității. Negarea realității ține de schizofrenie. Suntem într-o astfel de schizofrenie. Ce să neg? Ei spun mie că nu există familie și eu nu-mi văd capul la cununii? Că nu mai văd, nu mai pot face atâtea cununii câte mi se cer. Îmi spui că nu există fericire, astăzi dimineața era o știre celebră, de altfel, că nu există decât 3 oameni fericiți la 10.000. Depinde unde îi caută. Dacă îi caută între morții din Siria, da. Sau de pe... Da, serios, acolo sigur că nu. Cine poate defini fericirea? Pentru fiecare dintre noi fericirea are alt nume, alt gust. Nu? Păi, altă atitudine. Fiecare dintre noi ne dezvoltăm un alt mod de a fi. Ce ne oferă biserica nu e un trebuie majuscular, ci un dacă este cu putință. Dacă este cu putință. M-am tot întrebat, de ce zice Mântuitorul acest... De ce lasă atât de jos garda? Că e o gardă lăsată, observați că până atunci Mântuitorul e... Urcă. Ce? Dacă cine va voi să îmi umerze, deci dacă va vrea, dacă este cu putință, pentru că Mântuitorul vede slăbiciunea firii din miezul slăbiciunii firii umane. Noi nu avem un Dumnezeu satelitar, așa, care se plimbă și zumzăie în jurul, să zic mai tare? Mai tare? Așa? E bine? Deci nu avem un Dumnezeu satelitar care să se plimbe în jurul omenității noastre, ci o asumă, o transfigurează. De foarte multe ori m-am uitat cum îl definesc oamenii ăștia care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu disperarea omului care nu înțelege nimic. Citeam de unăzi în unul dintre părinții, în Părintele Sofronie de la Essex, un răspuns genial. De ani de zile primesc întrebări la conferințe dacă religiile sunt egale. Știți, dacă ăia se mântuiesc, bine, asta e pe fișa Apostolului lui Dumnezeu, noi nu putem spune. Și la un moment dat am stat și foarte duhovnice și cu minte, am stat și am recitit ce a spus. Auziți ce spune Sfânt Părintele Sofronice? Cine zice că toate religiile sunt egale, înseamnă că nu l-a cunoscut pe Hristos. Al cunoaște pe Hristos, te obligă să nu pui semnul egalității cu nimic altceva. În Hristos toate lucrurile se văd egale. Fără Hristos e o concurență acerbă. Care se vinde mai bine pe care? Aud de zile întregi, de săptămâni întregi, în ce mod biserica îndeamnă la frică, la ură. Și mă pufnește râsul, pentru că tot timpul mi-aduc aminte că biserica începe cu
Binecuvântată este împărăția, nu speriați-vă de împărăția lui Dumnezeu. Nu zice Papa, frică tuturor, izbire.